Un pacient a rămas fără vedere după ce ochiul sănătos i-a fost îndepărtat greșit în locul celui bolnav, în timpul unei intervenții chirurgicale efectuate la unul dintre cele mai mari spitale din Slovacia. Conform mesajul.ro, medicul care a efectuat operația nu se mai află în contact cu pacienți, a declarat un purtător de cuvânt al Spitalului Universitar din Bratislava. Spitalul a oferit victimei și familiei sale consiliere psihologică și sprijin pentru a face față consecințelor. Autoritatea de supraveghere sanitară a demarat o anchetă cu privire la circumstanțele acestui caz fără precedent. Greșeala tragică s-a petrecut pe fondul unei dispute industriale în sectorul sanitar slovac. În urmă cu o săptămână, sindicatul medicilor a anunțat faptul că aproximativ 3.000 de medici sunt pregătiți să își dea demisia în cazul în care veniturile salariale nu cresc, iar condițiile de muncă din ce în ce mai greu de suportat nu se îmbunătățesc. Din cauza unui exod de personal, în special în Cehia și Austria, medicii rămași în Slovacia sunt supra-solicitați de câțiva ani, iar situația a fost agravată de pandemia de coronavirus, relatează mesajul.ro.